Da, salutare oameni buni, sunt Andru, că vă propun biletul meu pentru luni 14 octombrie. Ieri am avut un bilet pierzător, din păcate m-am calicit să joc și Harry Kane șut pe poartă în loc să joc simplu 2 Anglia. Era o cotă, ar fi fost o cotă mult mai mică, dar ar fi fost o cotă câștigătoare. Vedeți, de multe ori când te calicești, hai să mai adaug și șutul pe poartă, hai să mai adaug și cornere, să mai adaug și un marcator sau un jucător, vedeți, așa pierzi când vrei să adaugi ceva în plus în loc să joci mai simplu. Întotdeauna am zis, dacă vrei să câștigi la pariuri, trebuie să joci foarte simplu și uite, chiar eu am încălcat regula asta ieri. Asta a fost. Am pierdut, Harry Kane n-a tras niciun șut pe poartă, restul au ieșit fără probleme. 5-1 a dat Austria Norvegiei. Bun, pentru astăzi vom paria așa, vom paria la Italia cu Israel. Italia e o echipă care a jucat excelent în această grupă, a reușit să o facă 2-2 cu Belgia, a bătut și pe cu Franța, a bătut 3-1 în deplasare, acea victorie a fost uriașă, sunt pe locul 1, au șanse mari să câștige grupa și de aceea pentru ei ar fi important să câștige astăzi. Israel este cea mai slabă echipă, a primit 9 goluri, nu cred că are vreo problemă Italia, am jucat 1 și peste 1,5 goluri, jucați la BetBuilder în două alegeri, în două selecții, pentru că dacă cumva printr-o minune dă 2-0 Italia și după aia printr-o minune egalează aia 2-2 final, meciul va fi, pariul ăsta va fi câștigător la BetBuilder. Deci 1 și peste 1,5 goluri, cotă 1,35. Apoi jucăm la Germania cu Olanda, este unul dintre cele mai ofensive, cele mai așteptate meciuri din seara asta. De fapt, cel mai tare meci din seara asta, mai este și Belgia cu Franța, dar acolo nu mă voi băga să joc, pentru că Franța uneori are jocuri oscilante, Belgia uneori stă să se închidă mai mult. Am jucat la Germania-Olanda, amândouă au stiluri de joc foarte ofensive, m-am uitat la statistici, iată, Germania are goluri 9, iar Olanda are goluri 8 în doar 3 meciuri jucate, deci amândouă au marcat foarte mult, cel puțin 3 goluri, iar la șuturi pe poartă, m-am uitat, Germania are 17, iar Netherlands-Olanda are 16 șuturi pe poartă. Deci amândouă au șuturi pe poartă, cam 5 în medie pe poartă. 5 șuturi pe poartă pe meci. Astfel încât cred că va fi ofensiv. Eu am jucat un BetBuilder, am jucat peste 2,5, dar am adăugat și un pariu pe una din echipe că marchează. Și am ales să o joc pe Olanda. Germania nu va juca cu Musiala, nu va juca Havertz, clar au slăbiciuni. Olandezii însă și ei o absență importantă pe Van Dijk, care a luat roșu etapa trecută în acel 1-1 în Ungaria. Germania a câștigat 2-1 cu Bosnia-Herzegovina, s-a văzut că nu s-au forțat prea tare, cred că aici va fi iar spectaculos. În tur, în meciul din Olanda a fost 2-2. Astfel că mă aștept 3 plus și să vedem gol marcat de Olanda. Astfel avem o cotă 1,80. Dacă puneți peste 2,5 simplu, cota este 1,58. Eu am jucat peste 2,5 și gol Olanda marcat. Că doar nu mă aștept să bată doar Germania să dea 3-0. Să ne iasă acest gol, să ne iasă, și cred că dă și Olanda și atunci am jucat așa, peste 2,5 și Olanda marchează. Și mai jucăm la Ucraina cu Cehia. Ucraina a fost o echipă ciudată, a pierdut primul meci la scor destul de mare. Cehia a pierdut 1-4 cu Georgia. Ucraina a reușit să bată pe Georgia 1-0 în ultima etapă, în ultimul meci, dar a fost un meci în care Georgia a avut foarte multe ocazii în a doua repriză, a avut extrem de multe ocazii, iar cehii văd că și-au revenit un pic, au avut un 3-2 și un 2-0 în ultimele două meciuri, cu Albania și cu Georgia. Astfel încât eu zic că Cehia va marca astăzi. Deci și Cehia este într-o zonă bună, Cehia este pe 2, are ceva șanse să câștige grupa, doar Georgia este pe 1, dar Georgia a pierdut ultima etapă cu Ucraina. Dacă aici Cehia câștigă, Cehia și ia o opțiune mare de tot pentru a câștiga această grupă și a se califica la baraj. Deci eu am jucat Cehia marchează la cotă de 1,33. Ăsta este biletul, oameni buni. Ăsta este biletul meu, o cotă de 3,23. Ăsta este biletul, o să joc pe el 10 unități. 3,23 cotă, deci avem Cehia marchează în deplasare la Ucraina, Italia, Israel, Italia câștigă și Italia peste 1,5 goluri și la Germania, Olanda peste 2,5 și Olanda marchează. Cotă 3,23, o să joc cu 10 unități, dacă jucați și voi să avem baftă. Mersi de atenție, ne auzim data viitoare.